Potrivit victimei, incidentul s-a întâmplat ca urmare a unei încăierări între fratele victimei și prietenul acestuia cu atacatorul. Cu prietenul, stăteam pe scaun și am auzit gălăgie în cămin, undeva la 5-le etaj. El ne-a propus să mă ridic cu dânsul, să scoatem câinii la plimbare, ne-a ridicat sus, acolo erau doi băieți. Băieți care cu câinii le-au spus să liniștească, să nu fac gălăgie, că e târziu, de-am lumea, doarme. Așa eu, băiețul și-a put să aiurească. Vin și-a să lămuriesc, dacă nu poți dormi și-a început la bătaie. Și fratele meu ne-a tăcat și ne-a zis, ia că m-a bătut. Și am încăierat acolo, nu-i țin minte care și cum. Și m-am ducem acasă, de-am cheltuiește la gazdă acolo cu mine, pe-n coridor. Și m-am trecut și el a ieșit repede și s-a aruncat înspre mine. M-am ieșit cu cuțetul și din urmă era fratele. Și am zis, cu ei, fugiți că are cuțet. Și am fugit și m-am dus la trailer, la o vecină. Și bă, când e la ușă, am chicat acolo în genunchi. Și eu chemam salvare de-am. Noi ne-am dus mai departe, noi am fugit jos. Și gata, mai departe, când încolo de-am vedem cu salvare, ies în față camionului. Și când uităm, ne aprochem, acolo e Ion în salvare. Și ne-am lăsat, de-am poliția, au venit mai departe. Nu știu, cu poliția n-am vorbit. Medicii spun că tânărul a fost internat în stare gravă. Era în stare de șoc de gradul 1 și 2 și a pierdut mult sânge. Regiunea abdominală era o gaură, o fisură tăiată, o rană tăiată, de unde pe unde ieșea un sector a omentului ieșea în afară. Și deoarece era tabloul peritonit, am fost nevoit să intervenim urgent să-l luăm la operație. În timpul operației s-a depistat trei plăgi în intestinul subțirii și lezat omezoul cu hemoragie internă. Colaboratorii Comisariatului de Poliție Ungheni anchetează cazul, dar încă nu au identificat atacatorul. Cazul se cercetează. Dacă persoanele vor fi găsite vinovate, potrivit codului penal, ele riscă o pedeapsă cu o închisoare de la 3 la 10 ani. Până la etapa în cauză nu este recunoscută nicio persoană în calitate de bănuit și cu restul vom reveni pe parcurs. Ion Lazar urma să participe vineri la campionatul țării la luptă sambo. Antrenorul lui regretă mult că discipulul său nu va putea evolua la aceste competiții importante pentru el. Я должен был его готовить на чемпионат Европы. Очень высокая карьера у него должна подняться. Мы должны были ехать в клуб к Муришану в Ясы. Нас там ждут. И, не знаю, эта ситуация очень сильно затронула меня, мое сердце, что такой поступок со спортсменом, который является членом сборной Молдовы в этой команде, где ездит защищать честь Молдовы, защищает честь Унген, должен был защитить сейчас в пятницу. Ион Лазар есть чемпионом Молдовы на лупте K1. Титул обтянут на 2009 и тотодате децинаторул купей Молдовы на Max Fight на 2010.